Bună seara, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la un nou spectacol al dezvăluirilor punctului culminant. Marile puteri vor să ducă războiul cât mai aproape de România. Omul lui Zelenski anunță băgarea Moldovei în război, tot ce ne lipsea. Veți vedea care este planul pus la cale de Rusia să preia puterea în Republica Moldova. Mobilizare fără precedent în Ucraina, lovitură de ultimă oră a lui Zelenski, care Zelenski îl scoate din minți în ultima vreme pe Biden, domnilor și domnilor. Se discută și se petrece la această oră un vot pentru schimbarea puterii în Statele Unite ale Americii. Întrebarea este, indiferent de cum se termină, a pus vremea războiului, va mai ajuta noua putere din Statele Unite ale Americii, Ucraina? Se vedea și manevrele făcute pentru sfârșitul conflagrației și exerciții și mobilizare a soldaților în România. Armata română face un apel către populație să nu se mai sperie, iar generalii NATO lansează un avertisment pentru Putin. Nu suntem de acord, spun aceștia în cor. Veți vedea și cum preoții înarmați instruiesc populația cum să tragă cu armele de foc. Iar Clotilde este scoasă din minți la București, au prins-o că ia bani ilegal. Nu-i mai ajunge nici salariul de 20.000 de lei, nici averea pe care o are. Tot sectorul e îngropat în gunoaie, primărița franțuzească își dă spor de performanță. Și ceartă între miniștrii din cauza pensiilor, Budăi a fost mustrat public. Cine a spus ministrului muncii că promite multe și obraznic, aflați în această seară. Voi fi tot astăzi în față în față și cu George Simion, președintele AUR, va veni în studio după uriașul scandal pe care l-a strânit în Parlament. George Simion e turbat de nervi, ce a făcut guvernul și nu mai poate să-și revină. Liderul AUR spune tot în această seară cum l-au adus în pragul disperării. Veți vedea și decizia de ultimă oră a lui Marcel Ciolacu ce face cu facturile românilor. Și revoltă majoră a fermierilor, li se omoară porcii fix înainte de Crăciun. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să prezint invitații, să le mulțumesc că stă alături de mine și să trecem la treabă. Radu Oprea, senator al Partidului Social Democrat, purtător de cuvânt al formațiunii. Bună seara, domnule Oprea. Cornel Dobrițoi, a fost ministru al Apărării Naționale, general al Armatei Române. Bună seara, domnule. Seara. Mulțumesc și dumneavoastră. Dan Andronic, directorul evenimentului zilei. Bună seara, Dan. Bună seara. Gelu Vișan, analist politic. Bună seara și ție, Gelu. Asta e de conservator cravata acum, nu mai e de numai. E cravata de conservator. Se schimbă tot, nu mai e pașoptist. De suflet. Conservator din state, băi. Domnul Vladimir Ionaș, un tânăr sociolog promițător din epoca Marius Pielanu. Bună seara, domnule Ionaș, mulțumesc că sunteți aici. Breaking news. Din epoca trecută, Marius Pielanu. Hai, e contemporan cu domnul Pielanu. Ucraina pune condiții clare înainte de a deschide orice cale de negociere cu Rusia. În ciuda îndemnului americanilor de a se așeza la masa negocierilor și chiar a disponibilității Rusiei de a discuta măcar despre finalul războiului. În schimb, președintele Zelenski susține că vrea să negocieze cu Putin, atenție, doar după ce își recuperează toate teritoriile și la pachet să și niște despăgubiri de război. Principalul lucru pentru noi este să informăm lumea cu privire la agresiunea continuă a Rusiei, la influența destabilizatoare pe care o exercită Rusia. Atunci când lumea se concentrează pe combaterea războiului, a crizelor energetice și alimentare, pe distrugerea relațiilor internaționale obișnuite, agenda climatică suferă în mod clar, iar distrugerea climei nu poate fi cumva pusă în așteptare. Prin urmare, oricine este serios în ceea ce privește agenda climatică ar trebui să fie serios și în ceea ce privește necesitatea de a opri imediat agresiunea rusă, de a ne restabili integritatea teritorială și de a forța Rusia să poarte negocieri de pace autentice. În astfel de negocieri pe care le-am propus în mod repetat și la care am primit întotdeauna răspunsuri nebunești din partea Rusiei prin noi atacuri teroriste, bombardamente sau șantaj. Încă o dată, restabilirea integrității teritoriale, respectarea Cartei ONU, despăgubiri pentru toate daunele cauzate de război, pedepsirea fiecărui criminal de război și garanții că acest lucru nu se va mai întâmpla. Acestea sunt condiții complet de înțeles. Domnul general Dobrițoi, lămuriți-mă că pe mine deja mă depășește intensitatea gândirii domnului Zelenski. Deci, prima condiție, să plece Putin cu totul din Ucraina. A doua, să-i dea și niște bani, spor de rușine și de distrugere. A treia la mână, să se și condamne pe el și pe toți care au participat la agresie. Păi și atunci ce mai e de negociat? Presupunând că Putin e atât de binevoitor și independent. Să nu-l dea cu catran și cu fulgi. Da. Exact. Categoric, sunt niște cereri maximale din partea domnului Zelenski. Păi nu, dar odată a ieșit Putin din țara lui, ce mai au de negociat? Cei doi lideri au o mare problemă.
le va fi foarte greu să se așeze la masa negocierilor fără pierderi politice grele și de o parte și de alta. Eu cred că apelul lui Zelenski este un răspuns dat politicienilor din Occident care au obosit privind susținerea Ucrainei în acest război din toate punctele de vedere, și politic și economic și social, și răspunsul este unul maximal prin care să demonstreze Occidentul, inclusiv Casei Albe, că poporul ucrainian este îndreptățit în cererile lui. Pe undeva așa ar fi, pentru că e vorba de Ucraina ca stat ca subiect de drept internațional, recunoscută de Carta ONU, în anumite granițe. Și nu numai. La mine, da, în cartier e o vorbă, când ești șmecher, ești șmecher pe sabia ta, nu pe sabia altuia. Dacă ei opresc orice tip de ajutor către Zelenski, în două zile e istorie. Și el și Ucraina independentă, da? Că până la urmă Zelenski se luptă cu armamentul de afară, pe banii de afară, cu mercenarii de afară și în general cu tot ce se întâmplă de afară, da? În momentul în care s-a oprit, ai lui au plecat, sunt care până Turcia, care până Emirate, ăia care erau buni de carne și de luptă, da? Și parale n-are. Și deci, atunci cu ce te lupți? Indiferent cât de îndreptățit ai fi. Da. După cum a spus dumneavoastră, problema, eu o văd așa ca o minimalizare a rolului ucrainienilor în acest conflict. Mercenarii sunt puțini în raport cu nevoile teatrului de luptă. Dar aia care mânuiesc mașinăriile infernale, de regulă, sunt în străinătate. Eu cred că sunt instruiți prin rotație, de către producători sau de către beneficiari. Sau de către instructori militari. De către instructori militari. Chestiunea este că în Anglia, peste tot. Armata ucraineană beneficiază din această perspectivă, în afara echipamentului în sine, și de consiliere și de instrucție adecvată și modernă, pentru că... Și dacă îți dispare tot suportul ăsta, logistic, uman, dar nu e financiar... Dar cum ar putea să dispară? Stai puțin. Că la nu, n-are cum, deci tu, nu, ipoteza ta e falsă. Care va fi varianta cea mai grea? Păi de asta îi spui o dată, de două ori, de trei ori de vorbă bună, băi, stai și tu de vorbă cu omul ăla și încercați să ajungeți la un compromis, oricare ar fi compromisul ăla, da? Deci în primul rând, Ucraina a primit... Și dacă zice, mă lupt până la 1, păi la 12:30 anunță că s-a terminat finanțarea. Da, asta este, repet, o variantă imposibilă. Nu se va, nici Uniunea Europeană, nici Statele Uniunii Europene, nici... Da, tu cât crezi că o să bage Statele Unite? Așa, nu știu dacă la nesfârșit, dar e un conflict. Până acum au dat armament, că discutam înainte, contravaloarea produsului intern brut al Ucrainei, care înseamnă câteva zeci de miliarde de dolari, euro, că nici nu mai contează când vorbim de zeci de miliarde. Da. E foarte complicat să spui că te oprești. N-ai niciun motiv, n-ar avea niciun motiv să oprească din ajutoare. Astăzi am văzut un anunț al din partea Uniunii Europene că nu mai dă 3 miliarde din alea nouă promise. E o sincopă, că până la urmă dă 6. Armament, americanii continuă să transfere armament de altă tehnologie. Da, dacă apare în jumătate, în jumătate de an câte o sincopă de o treime din finanțare, la un moment dat... Cred că o sincam repede. Până la urmă e un popor care se luptă cu o armată străină care a invadat teritoriul. Cum poți să obosești la așa ceva? Păi da, dacă oboseau atunci... Poți să obosești. Dacă la tine în țară e frig în case... Pe englezii nu au obosit, că s-au luptat cu nemții de până n-au mai putut. Și riscul cel mare este să se transforme... Lumea s-a învățat cu traiul bun, Dane, nu mai sunt vremurile din 40. Dar uite că se pare că trebuie să fac așa și să-și aduc aminte că mai poți să te speri. Nu e, domnul Ciutacu, poporul ucrainean a intrat într-o logică de război. Și asta este resimțită de către fiecare trăitor din Ucraina. Să știți, confortul ăla cu căldură și cu... Păi nu, nu mai e pe prim plan. Eu mă refer la aia din Occident, la care nu e război acasă, domnule general. Și dacă la aia din Occident, mai ușor cu curentul, mai ușor cu apa caldă și mai ușor, în general, cu traiul bun și cu facturile mărite peste măsură, s-ar trebui să pună presiune asupra guvernelor. După cum ați văzut, în ultima jumătate de an de zile au căzut câteva guverne. Cu certitudine se va întâmpla lucrul acesta. Păi... Pentru că prețul energiei, resurselor energetice care vin de peste ocean, este foarte mare. La asta riscul este să ajungă la o dezindustrializare
Sunt politicieni în țările lor, domnule Dubrițu. Sunt politicieni. Dincolo de aura de eroi internațional pe care încearcă să-și facă. Problema de fond este că dacă de mâine nu ar mai da ajutoare Ucrainei, să nu credeți că războiul se va termina. Correct. Se va transforma într-un război de partizani, într-un Afganistan. Rețineți. Dar și partizanii trebuie să aibă cu ce să tragă. Nu aici e problema. Domnule, nu au armament de înaltă tehnologie, n-au armament cu care să doboare, sau poate să ajungă să n-aibă să doboare rachete sau avioane. Când îți dă la 100 de rachete pe zi, ce faci? Da, dar uite, când a început războiul și au intrat rușii prin cinci direcții, n-aveau armamentul pe care l-au acum și au rezistat. Da, dar acolo... În condițiile în care rușii au luptat, au adus crema cremelor la linia frontului. Okay. Și au rămas fără cremă. Acum aduc luptă niște cu băieți care... Și pare că nu le merge tocmai rău. Breaking news. Alegeri cruciale în Statele Unite. Americanii merg la urne în alegerile intermediare, așa numitele midterms, pentru Congres. Republicanii au devenit mari favoriți, iar democrații și președintele Joe Biden ar putea pierde controlul asupra Congresului American cu 2 ani înainte de alegerile pentru Casa Albă. Marius Gârlașiu are detalii despre scrutin și despre eventualele sale urmări. Bună seara, Marius! Bună seara, Victor! Bun găsit tuturor! Alegerile intermediare pentru Congresul American sunt practic în plină desfășurare în Statele Unite ale Americii. Sunt alegeri care, până la urmă, vor influența decisiv ultimii 2 ani din mandatul lui Joe Biden la Casa Albă. E bine, aceste alegeri care se organizează, până la urmă, la mijlocul mandatului prezidențial, la 2 ani de la alegerile pentru Casa Albă, este și motivul pentru care americanii le numesc midterms, sunt alegeri care, în tradiția politică americană, se transformă într-un fel de referendum prin care populația americană își arată gradul de încredere asupra președintelui în exercițiu și asupra partidului aflat la putere. Astăzi, Partidul Democrat, stânga politică din America. Toate sondajele însă care există astăzi pe scena politică și toate analizele analiștilor politici arată că republicanii, dreapta politică, sunt mari favoriți ai acestor alegeri care încep în această seară în Statele Unite ale Americii. Există două scenarii astăzi pe scena politică americană, toate în defavoarea Partidului Democrat și în defavoarea lui Joe Biden, pentru că nimeni nu mai crede la această oră în America că Partidul Democrat, Partidul Prezidențial, își va păstra majoritatea din Congres. Există scenariul în care republicanii vor câștiga și Camera Reprezentanților și Senatul. E bine, acesta ar fi scenariul dezastros pentru democrați, scenariul catastrofal pentru Joe Biden, pentru că în acel moment ar fi sigur de faptul că Partidul Republican până în 2024, la finalul mandatului, îi va bloca toate politicile majore. Și nu doar că îi va bloca toate politicile majore lui Joe Biden, ci în momentul în care republicanii ar cuceri majoritatea în Congres, ar cuceri și Camera Reprezentanților și Senatul, atunci Joe Biden ar fi mai mult ca sigur de faptul că va fi pus sub acuzare de Congresul American, de majoritatea republicană din Congres, în sensul că republicanii vor declanșa acea procedură de impeachment asupra președintelui american Joe Biden. Însă asta nu înseamnă neapărat că Joe Biden își va pierde funcția, pentru că pentru a se întâmpla acest lucru, republicanii ar avea nevoie de o majoritate de 2/3 din Senatul American, adică ar avea nevoie de 67 de mandate din cele 100 puse în joc astăzi. E foarte greu de crezut că republicanii, chiar dacă sunt favoriți, vor câștiga o asemenea majoritate constituțională de 2/3, astfel încât să poată să și voteze eliminarea lui Joe Biden din funcția de președinte și, practic, scoaterea lui de la Casa Albă înainte de finalul mandatului. Mai există însă și scenariul în care Partidul Democrat va păstra Senatul, dar republicanii vor cuceri Camera Reprezentanților. E bine, ar fi un atu important, un atu major pentru Joe Biden dacă Partidul Democrat ar reuși să-și păstreze măcar Senatul în cazul în care pierde Camera Reprezentanților. Pentru că dacă Joe Biden ar avea un Senat favorabil Casei Albe, atunci Senatul dominat teoretic de democrați ar putea să stopeze procedura de impeachment și de destituire din funcție a președintelui american. Însă alegerile de
din această seară din America ar putea influența decisiv și soarta războiului din Ucraina. Asta pentru că l-am auzit cu toții pe Joe Biden în campanie electorală, acuzându-i pe republicani de faptul că dacă vor câștiga alegerile intermediare și vor cuceri Congresul și Camera și Senatul, atunci ar putea să taie complet finanțarea pentru Ucraina. Și chiar liderul republicanilor din Camera Reprezentanților, John McCarthy, cel care ar putea să o înlocuiască pe Nancy Pelosi, șefa democrată a Camerei Reprezentanților, spunea că dacă Partidul Republican va cuceri Congresul și va câștiga atât Camera cât și Senatul, atunci republicanii nu vor mai da un cec în alb Ucrainei. Altfel spus, nu e clar dacă vor mai continua ajutorul militar pentru Ucraina la nivelul la care o face astăzi Casa Albă. Pentru că cu Joe Biden în funcție și cu democrații având majoritate în Congresul American, ajutorul militar pe care Statele Unite l-au livrat Ucrainei se ridică astăzi la peste 18 miliarde de dolari în cele aproape 9 luni de război care au trecut până acum. Dacă este însă să ne uităm pe calculele politice, avem 168 de milioane de americani cu drept de vot, 41 de milioane dintre ei au votat deja anticipat, e acea procedură prin care își trimit plicurile înainte de ziua efectivă a votului. Astăzi, democrații au o majoritate în Congres, însă au o majoritate extrem, extrem de fragilă în ambele camere. În Camera Reprezentanților, de exemplu, majoritatea democraților se bazează astăzi doar pe două voturi. Atenție, au 220 de mandate, majoritatea este de 218, iar în Senat lucrurile sunt și mai complicate, pentru că acolo avem un echilibru aproape perfect. Republicanii au 50 de mandate din 100, democrații au 48 și 2 independenți care votează alături de ei, plus vicepreședintele Kamala Harris. Și în actualul context electoral american vine și anunțul momentului. Secretarul general al NATO a declarat în urmă cu foarte puțin timp că alianța nu urmărește să obțină încetarea focului în Ucraina în condițiile impuse de Rusia. Jens Stoltenberg susține că dacă Ucraina merge pe un acord după cerințele Rusiei și acceptă faptul că Rusia a pus mâna pe teritorii, atunci va exista riscul unor atacuri continuu. Citez, va fi un dezastru pentru Ucraina, dar și un pericol pentru noi toți, am încheiat citatul, a declarat Stoltenberg. Exact ce vorbeam. Bun. Gelu Vișan, bănuiesc că domnul Stoltenberg, care zice că NATO merge până la capăt, are și niște garanții din partea republicanilor în caz că ăștia câștigă alegerile, nu? Că pe de-o parte aud declarații publice, sigur, de campanie electorală politică, că dacă venim, tăiem toată finanțarea către Ucraina, iar șeful NATO zice că războiul continuă. Păi pe banii cui continuă războiul? Bun, trebuie să spunem exact cum zici tu, că șeful NATO nu vorbește fără a avea acordul americanilor niciodată, pentru că americanii sunt contributorii cei mai importanți ai NATO. Deci nu se exprimă vreodată public fără să se sfătuiască cu Pentagonul, cu generalii americani și cu cei de acolo. Deci, nu. Aici s-a lansat această în spațiul public, domne, dacă vin republicanii o să facă și o să dreagă, o să taie din aceste ajutoare de război. Eu nu cred deloc că va fi așa. Există un afiș electoral al republicanilor care scrie Ucraina ne va da socoteală pentru fiecare dolar pe care l-am cheltuit. E posibil ca la un moment dat să și dea socoteală, dar să nu uităm că Statele Unite ale Americii au fost implicate în ultima vreme în foarte multe războaie, dacă vrei le luăm așa, repede, Afganistan, Siria, Irak, ce vrei, da? Ăștia ultimele, acestea ultimele. Și poporul american nu s-a revoltat deloc, ei sunt obișnuiți cu retragerea asta din Afganistan, de exemplu. I-a costat foarte mult, inclusiv ca imagine, și acum încearcă să-și o repare. Însă, vreau să spun... Poftim? Și ca bani, că e vorba de miliarde, au rămas în urmă. Și nu numai, două lucruri vreau să spun. M-ai văzut zâmbind la început și trebuie să spun de ce zâmbeam. Mă, Victor, eu înțeleg că domnul Zelenski a vorbit la o chestie cu încălzirea globală sau ceva de genul ăsta. Acolo unde s-a dus domnul Iohannis să salveze planeta. Domnul Iohannis e ok că s-a dus, că sunt toți lideri acolo și vorbesc despre asta. Mă, da, eu la un moment dat, știi că am recitit acum 1984, mi-e frică să deschid ușa la baie că o să-l găsesc pe domnul Zelenski și spune ceva, adică wow, ceva de zi. E ceva așa, deci chiar nu știam că a fost, nu mai pot să, asta ar fi una. Iar a doua, povestea asta, da, cu... adică, văd că e foarte preocupat și de problema ecologică. Da, deja de încălzirea globală, pă, bune, da, de cum să ne deblocheze un pic cu sportul de la Constanța, nu e deblocat, nu e preocupat. Nu acum, a doua chestiune și ultima, Victor. Te rog. Avem, da, eu sper să câștige conservatorii, e clar.
Doar că după ce vor fi câștigat, principala mea speranță este legată de stoparea noii stângi în Statele Unite, de unde a plecat și în lume ulterior, inclusiv în Uniunea Europeană, că tot de la americani au luat-o. De asta eu sunt pe zona asta. De asta există o anumită gândire că, domnule, că și Putin e împotriva noii stângi, adică tot ce înseamnă noua stânga asta freudomarxistă, și atunci Putin cumva îi gândesc la fel. Nici știi? Putin nu e doctrinar, tocmai că de dreapta, Putin, fie vorba între noi. Putin este ce, da. Putin este cel care spune, domnule, spune public, sunt împotriva așa, nu știu ce. Da. LGBT-ul. Exact, mă rog, exact. Tot ceea ce implică marea în vedere că Trump e conservator și împotriva noi stângi, Putin e împotriva noi stângi, domnule, ăștia sunt așa. E departe, e o asociere forțată, pentru că până la urmă cei cât care au fost contemporan ca președinți, nu s-a zvârcolit planeta. Exact, cei care până la urmă au fost o să ia deciziile acolo, deja sunt cei de la Pentagon, CIA-ul, sunt militarii, mai puțin în acest moment mari, măreții politicieni. Eu știam că marele democrații sunt civile, dar pare că am fost greșit informat. Așa a apărut pentru public. Până acum ai trăit numai într-o mare. Dar ai uitat cum a fost în Irak. Deci că am discutat înainte, în Irak, cum s-au dus ei, sunt arme chimice, s-au dus în Congres, s-au dus cu CIA-ul. L-au belit. Și după aia au zis, n-au fost domnule, dar la oricum era dictator, exact. Corect. Oricum trebuia să-l belim. Dictator trebuia eliminat, deci, indiferent era cu democrația. Cred că externa Statelor Unite nu se schimbă atât de repede, chiar dacă se există. Păi da, dar când ai o majoritate, când ai o altă majoritate, domnul Oprea, dacă vrei să finanțezi politica externă în sensul de a suplimenta sau de a menține sumele pentru desfășurarea războiului, trebuie să ridice unii mâna în Parlament. În acest moment lucrurile sunt foarte strânse, foarte echilibrate, pentru că există acel vot prin corespondență care a venit masiv în ultimile două săptămâni. De obicei. A fost un vot pentru democrați. Și numai democrații știu să scrie. Revin imediat la dumneavoastră, domnul Oprea, dar vreau să vă dau ceva. Este cireașa de pe tort, aș putea spune, dacă nu ar fi vorba de un text cel puțin irresponsabil. V-am promis că vă spun cum se încearcă atragerea Moldovei în război, domnilor și domnilor. Un deputat ucrainean din partidul fondat de însuși președintele Zelenski, slăvit fie numele în veci, îi transmite Maiei Sandu, prin intermediul ziarului Libertatea chiar, că Moldova, în alianță cu Ucraina, ar putea elibera împreună Transnistria. Și citez: Transnistria este un depozit de bani negri. Maia Sandu a primit șansa să intre în istorie, să rezolve problema Transnistriei. Am încheiat citatul, a scris deputatul Oleg Dunda. Acesta susține că Rusia nu ar avea mijloacele de a se opune dacă Moldova, ajutată de Ucraina, și-ar lua înapoi zona controlată acum de separatiști și transformată într-o imensă operațiune de contrabandă care finanțează haosul din zonă. Deci, domnul Ionaș, ca să zic așa, direct alianță militară Ucraina cu... Nu e prima dată. Deci ucrainenii care n-au suficientă armată și suficient bani să se țină pe ei în lupta cu inamicul. Acum să mai și cucerească niște teritorii. Nu e prima dată când vorbesc cu ucrainenii despre posibilitatea eliberării Transnistriei. S-a mai vorbit și acum vreo 4 luni despre același lucru. Atunci propuneau să fie lăsată armata Ucrainei să intre. A fost și incidentul ăla, dacă țineți. Exact, când au încercat. Explozia aia din... E complicat. Evident că se încearcă atragerea, încă din prima zi s-a încercat atragerea Republicii Moldova, dar nu cred că e cazul. Republica Moldova are destul de multe probleme interne, chiar majore la ora actuală, și nu cred că e cazul. Și Maia Sandu, sper să nu... Maia Sandu veni cu cer și tupă la București, iar de bătaie cu la cot cu Ucraina. Ucrainii au făcut asta. Și, bine, ei și știu foarte bine care sunt zonele cu bani negri, că sunt obișnuiți, cunosc foarte bine. Bine, îi cunosc din experiență proprie, în primul rând, cum merge cu banii negri. Da. Există un acord în Statele Unite, bipartizan, semnat chiar de McCarthy, care va fi probabil nou speaker al Camerei, legat de susținerea Ucrainei. Tot ce ați văzut au fost niște mesaje electorale, în momentul în care ai 86% dintre republicani care spun nu ne interesează Ucraina, vrem să ne uităm la America întâi. La prețul, vorbești despre la prețul carburantului, la prețuri energiei și așa mai departe. Și pe ei mai puțin transmis mesajul care trebuie, vorba de campanie electorală. Dar există acel acord și nu o să se schimbe. Ceea ce a spus McCarthy e până la urmă de bun simț. Vom verifica ce se întâmplă cu acei bani. Stați un pic, că domnul McCarthy săptămâna trecută a zis că mai taie din ei
prima dată. După aia a ajuns la verificări. Formă și-a dat seama că a semnat ceva și nu are cum să dea înapoi. Da, până asta nu vă îngrijorează deloc. Încercarea de atragere, fie deocamdată și verbală, a Republicii Moldova. Da, nu, v-am spus, m-am obișnuit, pentru că nu-i prima dată Ucraina s-a mai oferit de vreo două ori să-i libereze Transnistria, să-i scoată pe toți de acolo, că sunt ei foarte curajoși. Și m-am obișnuit cu ideea că va dura foarte mult acest război. Să știți că și Putin Moldova... a zis de 3-4 ori că intră peste ucraineni până când chiar a intrat. Da. Victor, dar Zelenski și ucrainienii au tot cerut să vină NATO, să intre cu avioanele, să intre cu ce. Deci nu e ceva nou. No. Ei dacă ar vrea ne-ar atrage pe toți în război, ne luăm armele. Ei parcă și apărau țărișoara, nu cucereau și altele din zonă. Nu știu, adică... așa e domnul Zelenski, mai vorbăreț. Păi dar nu e un deputat, acolo e concurs, probabil. Tocmai că este un deputat, fiecare deputat are dreptul să facă declarații politice, o iau cu titlul de inventar. E un deputat din aproape singurul partid care mai e în Parlament, astăzi am avut o întâlnire în Senat cu parlamentari din grupul de prietenie România-Ucraina din Ucraina. Nu a fost niciodată vreun subiect de o astfel de temă. Întâmplător, președintele grupului de prietenie este chiar președintele Comisiei de Învățământ din Parlamentul Ucrainei și n-am putut să nu atac frontal subiectul legat de se predă. Și el n-a putut să vă răspundă. Ba da, a răspuns și a răspuns foarte concret, în sensul că există deja un memorandum semnat în această direcție și că, da, în momentele care vor veni, sperăm deci acum bine pentru Ucraina și acum să continuăm aceste discuții. Dar acum nu. Doar discuții. Acum nu. Nu. Măsuri concrete. Intențiile bune există. Sunt măsuri concrete în această direcție și eu cred că ele vor fi... Asta mi se par foarte preocupații de drepturile minorităților de la ei în perioada asta. Vor trebui să fie, pentru că totuși răspunsul pe care l-au dat românii, da? Nu l-a dat... Românii l-au dat atunci când au avut o problemă a ucrainenilor, a cetățenilor ucraineni și a fost vorba de a-i primi pe refugiați, acest gest și chiar este înțeles așa cum trebuie. Mi se pare că Zelenski e tipul de om care să-și exprime recunoștința veșnică. Este un lucru care... să fie amabil și politicos 24 de ore, continuu. Eu sunt convins că, menținând dialogul și contactele și discutând aceste lucruri foarte serios, lucrurile vor intra într-o cale normală și atunci când se va termina războiul. Și apropo de preocupări... Pentru că nu pot să le lași așa. Dar vreau să mai spun un singur lucru referitor la Statele Unite, pentru că tot a fost pomenit John McCarthy. Vreau să spun că a fost în România. A fost în Parlament, a fost, deci știe unde este România, l-am văzut și toate problemele din zona Mării Negre. Deci nu ne confundă cu Budapesta, asta e vestea bună. Inclusiv am avut întâlniri în Congres cu domnia sa, delegația Senatului României. Okay. Este un... un mare prieten al României, ca toți. Și care sigur, lucru care va fi important pentru România, cine va fi viitorul ambasador? E, dacă o să binevească să-l numească. Până atunci însă, la Chișinău, Dan Andronic, oamenii au preocupări. Ministrul Justiției din Republica Moldova, Sergiu Litvinenko, apropo, ăsta e nume de ucrainean, dar nu ne mai luăm de la atâta, a anunțat că a inițiat demersurile pentru scoaterea în afara legii a partidului Șor. Ministrul a anunțat că va seziza Curtea Constituțională și va cere declararea neconstituțională a partidului prorus Șor, pentru că este finanțat în bani ilegali. Ministrul Justiției consideră că, și citez, prin toată activitatea sa de până acum, partidul Șor a acționat împotriva principiilor statului de drept. În replică, formațiunea politică califică gestul drept un abuz. Dan Andronic, acolo deja e o luptă, e o luptă la baioneta. Nu e război să aibă legea marțială sau legea stării de urgență. Că Zelenski a desființat niște partide și niște televiziuni pe baza unei legi marțiale. Ăștia nu au. Dar preventiv s-au gândit să desfințeze... Ei au luat-o pe modelul Coldea, Chioveș și de vreun an și ceva de zile. Au arestat deputați, au... Dar să știți, dar nici aia n-au desfințat partide Coldea cu Chioveș. Adică... Nu, le-au capturat. Le-au scos în afara legii. Să desfințeze adică... dacă le puteau controla. Adică i-au aplicat varianta inteligentă. Ce se întâmplă în Moldova e foarte complicat, pentru că actualul partid aflat la guvernare PASU, în care a ieșit și Maia Sandu, stă foarte prost în sondaje, se apropie alegerile, este primarul din Chișinău, care este noul lider al socialiștilor și care stă foarte bine în sondaje
și se pare că va fi Ion Ceban contracandidatul Maiei Sandu. Deci acolo e o bătălie la baionetă. Păi bun, și... În ultima vreme au arestat niște deputați, au găsit niște bani. Păi chiar direct din Parlament. Din Parlament, păi nu, acolo e, lucrurile se pare că sunt mult mai simple și mai eficiente, ca să zic așa, din perspectiva modelului Codea Chiovești. N-au chestii de-astea procedurale de modă veche, că stai de la 6 dimineața sau de la 7 până la 10 seara. Ce rost are? Sâmbătă, duminică, se muncește toată săptămâna în Moldova. Deci n-au, da, n-au problema asta. Statul democratic al doamnei Sandu pro-occidentală, dacă vezi că opoziția se întremează, o desfințesc. Pe de altă parte, și Partidul Socialist și Partidul Șor, de care se vorbește, sunt două partide foarte puternice în Moldova, cu o bază electorală. Iar ce ați văzut, demonstrații, sunt demonstrațiile Partidului Șor. Așa, și desfințesc partidul? Nu știu acum, dacă acum poți să încerce, nu știu dacă o să le iasă. Aici și Curtea Constituțională o să se opună cu pieptul dezgolit. Ai pe nu știu, bun. Acum chiar păi atât de și toate subtilitățile în materie de politică moldovenească nu le stăpânesc. Păi dar tu nu vezi că e simplu, că la ei, dacă nu ești de acord cu Maia Sandu, vin niște aia miliția, de la locul de muncă. Da, repet, ei au plecat pe calea asta de ceva vreme. Păi de ce ar face ea cam încurcat, de ce ar face Curtea Constituțională? Ia uite, fericire. Uite, scorpionul. Da, astea sunt trupele lor speciale. Așa. Un fel de... Păi da, și-a scos-o. Aia bănuiesc că e militantă șoristă, ca să zic. Da, da. Deci, foarte complicată e situația Moldova, păi foarte greu de stăpânit și... Domnul Dobriță, s-a decretat... Economia și războiul în niciun caz nu-i ajută. E dictatură militară? Nu s-a un singur partid la putere? Și nu, restul domnule, toate în afara legii? Nu, domnul Ciolac. Domnul Ciutacu, doar... Dar puteți să ziceți Ciolac, domnul Ciutacu. Așa, și dau și de așa. Mai scapă și Ciolacul răspunderile pe care le are. Nu este vorba de așa ceva. Problema de fond, pe care o știm cu toții, este alta. Situația politică întotdeauna a fost grea, iar acum este aproape insuportabilă. Gata, a ajuns la un punct critic și poate să facă... Și asta să nu să desfințeze opoziția pe lege? Nu. Nu poți să desfințezi un partid politic sau eu știu, după cum o să încerce. E vorba de retorică politică. Dom'le, au cerut curții constituționale într-un demers public. Vedem, da, al ministrului justiției, că la deci, ei doar ăla se sizează. Deci mai e un alt aspect. Dacă vor câștiga rusofonii, la revedere. Se închid porțile. Au mai câștigat, niciodată nu e la revedere. Niciodată nu, nu, e cu totul altă... E cu totul altă... E cu totul... E o cu totul altă situație... Au băgat ceva bani acum în meeting-urile geopolitică. Am înțeles de la ce vorbesc acolo, că au plătit manifestanții, dar de aici până la... Până la desfința un partid, nu, toți care suntem aici... O să-i aresteze pe ăștia care au dat bani. Toți care suntem aici, eram major și vaccinat. Să spunem la momentul electoral 1996, da? Când domnul Ion Iliescu a fost învins în luptă dreaptă de domnul Constantinescu și Coaliția Democratică, numită Convenția Democratică, formată în... Cum ar fost ca Iliescu la începutul anului 96 să desfințeze până lege la Curtea Constituțională PNţ-ul și PNL-ul? Nu, tocmai asta am spus că nu e ok, adică nu e deloc... Căci că, domnule, opoziția se întremează la Chișinău, păi așa și o desfințăm? Astea sunt niște măsuri politice luate sub imperiul unei situații unei situații grele. E clar că nu-i ajută nervii. În momentul ăsta e greu rău de tot. E clar că, dacă n-ar veni... Indiferent cât îi plătește Șor sau nu. Deci foamea e tot pe cât casă, domnul Vișa. Victor, dacă nu-i desfințează că 90% din energia pe care o consumă... Nu, dar le poate resulta liderii. Oamenii ăia sunt dacă într-o situație extrem de... Păi și eu vă întreb, și dacă îl arestează pe Șor și desfințează partidul, o să vină mai puțină energie? Pe Șor n-are cum să-l aresteze. E un pic plecat. E în Israel, nu e în Israel. Îi desfințează partidul, și? Să fie o altă... Îi arestează liderii aia că nu-mi plăcut banii la și mare brânză. Așa i-au făcut și Ludo Dondel, l-au arestat și l-au crescut păi în sondaj. Păi și să voturile la ce bani ăla, nu? Îl țin bineînțeles. Da, ca să vedeți câtă dorință de pace are Zelenski, domnilor și domnilor, președintele Ucrainei a înaintat Radei Supreme proiecte de lege, uite, democratic, privind extinderea legii marțiale, că tot vorbeam noi, și mobilizarea generală în Ucraina până la ultima ucraineancă, domnul Roșu. Aoleu, am niște vecine. Inclusiv femei. Am și multe vecine. Face omul... Victor, nu vrei tu să nu mai vorbim despre Zelenski?
Păi și că adică nu mai vorbim despre Zelenski. Nu, dar el n-ar vrea să nu mă mai enerveze pe mine și să nu mai scumpească despre Rusia, despre Ucraina, despre dreptul Ucrainei de a se apăra. Păi și să spui că Ucraina nu se apără pe persoană juridică excluzând persoana fizică Zelenski. Deci eu spun, Victor, mâine dimineață, dacă lui Zelenski cade o cărămidă în cap, eu spun că nu se schimbă nimic în Ucraina. Nu Zelenski e capul de a... Deja acolo e cu totul altceva. Că Zelenski se bagă în față, cap... E președinte, în ce vrei? Cum e cu calul, domne? Cu aia cu calul. Domne, da, în momentul în care rușii au umplut localitățile de gropi comune, s-a terminat. Da, bineînțeles. Deci indiferent cine vine în, în locul lui Zelenski, tatăl lui Zelenski, mama lui Zelenski, s-ar putea să fie mai agresiv. Exact. Pentru că deja ai părerea unui militar și e corect asta. Sunt de acord. Adică unul care știe de... Tatăl lui Zelenski și cu mama lui Zelenski, un singur amendament s-ar putea să fie la vila aia de 4 milioane jumate de pe malul lacului Como. Da, pe atâta. Sau la aia de la Miami. Una dintre deci indiferent cine ar veni la putere, nu ar lăsa steagul jos. Pentru că îl mănâncă ai lui. Nu pot să uită. Noi pe Zelenski ne mâncăm noi între noi, breaking news. Rețelelor politice s-a terminat. Foie verde, iar somie. Mahala și țigănie. Mahala și țigănie. Românii mi-au dat afecțiune, mi-au dat o țară în care copiii mei se simt acasă și eu îi știu în siguranță. Nu fii dracu. I-a trecut zâmbetul, i-a perit de pe buze, doamnelor și domnilor, veselia și Clotilde Armand a ajuns să amenințe public inspectorul Agenției Naționale de Integritate după ce aceștia au declarat-o incompatibilă. Primăria spune, primărița, mă scuzați, da, mă rog, acolo zici primărie, lucru, spune că va depune plângeri penale împotriva funcționarilor de la ANI. Astăzi Clotilde a venit împreună cu avocatul său, însă nu a putut consulta dosarul. ANI a găsit-o incompatibilă și nu numai atât, ci și în conflict de interese, după ce, prin semnătură proprie, s-a declarat manager de proiect, pentru care a primit 30% din indemnizație în plus lunar, peste cei 25% pe care îi lua oricum că lucrează cu banii europeni. Hai să o vedem pe domnul. Eu înțeleg că am deranjat foarte mulți politicieni care zeci de ani la rând au câștigat contracte bănoase cu primăria sectorului 1. Înțeleg că miza e faptul că sunt aici și opresc corupția în cadrul primăriei sectorului 1. Dar nu mă voi opri aici. O să vedeți că festivalul manipulărilor PSD-PNL la televiziune de casă a început și va continua, dar refuz să cred că ANI a intrat în acest joc politic. Și vreau să termin așa. Dragi peneliști și pesediști, contractele voastre cu primăria sectorului 1 s-au terminat. Sunteți istorie și voi veni după fiecare dintre voi, așa cum am făcut deja cu fostul primar. Wow. Da. Domnul Vișan, da. Nu trebuie să sunt onorat că mi-a dat stai. Da, uite. Eu vreau să spun un singur lucru. Fără penal în funcții publice. Nu asta era campania. Da, fără penal în funcții publice. Nu doam o întrebare. Un singur amendament. Dacă un PSD-ist acuzat de corupție. Contractele s-au terminat, nu s-au terminat, s-au mutat. Da, corect. Da, deci o nuanță în limba română pe care doamna genul, dacă un PSD-ist, dar mă poate nu prinde. I-a anunțat pe procurori în fața DNA-ului că vine după ei. Cam ce se întâmplă în spațiu public în România? Nu mai vorbesc în cât timp îl saltau aia. Trebuie să spunem telespectatorilor că conflictul de interese este un act de corupție în codul penal. Da, este băgat doamna, la infracțiuni de corupție sau asimilate da, corupției. Doamna Clotilde Armand în acest moment este coruptă. Nu e coruptă, e suspectată. E suspect. Nu, conform catalogului și principiilor USR, este coruptă, corect. Este penală. Pentru că îi spun așa, în momentul în care ești în situația asta, trebuie să te retragi până îți dovedești nevinovăția.
Așa zic ei. Asta zic ei. Pentru că eventuate duși și te predai. Așa ziceau. Așa zic ei cu referire la alții. În funcție publice. Asta era doar pentru ceilalți. Pentru noi nu mai e nicio problemă. Mai luăm de la 3.000 pe lună? Da. Ideea este... Azi, domnul Oprea, jos, fără penali în funcție publice, fără penali peste 3.000 de lei. Sub 3.000 fără penali în afară de noi, de la USR. Aveam plagiat 47. Peste 5% și penalul peste 3.000 de lei. Eu la USR e mare nerușinarea. Adică ai făcut această campanie națională fără penalii în funcții publice, spui foarte clar, cum spunea domnul Vișan, cu asemenea faptă este incompatibilă cu preceptele lor morale. Da, vorbești despre corupție. Da, că e corupție. Tu ești corupție. Da, ea zice că urmă-s corupție. Noi nu mai e. Noi da. Nu suntem da. Corupți, numai eu ceilalți. Eu mi-amintesc... Fără penalii funcții publice, mai fii cu... Eu mi-amintesc când s-a desfășurat pe repede înainte procesul lui Dragnea. Cu funcționarele alea două de la Direcția de Protecție a Copilului. Da, unde sunt Chirilă sau cum cheamă pe domnul? Și era... Stați un pic. Lasă-mă pe Chirilă. Chirilă are treabă să ceartă cu aia care se îmbracă de la Sfântcent. M-aș întoarce la Dragnea. Țineți minte că era prejudiciu. Până și aia de la DNA i-au pus, nu știu, 17.000 de euro sau ceva, o chestie de ridicolă cu alea două fete de le-a dus de la partid la Direcția de Protecție. Și useriștii urlau toți în cor, nu contează suma. Cine fură azi un om, mâine fură un bou. Citau și spuneau, domne, dacă a fost în stare să fure cu alea două funcționari, vă dați seama că l-a furat el în general, în viață poate e, acum contează brusc suma. Drul a zis, domne, adevărat că drul la valoarea și la pregătirea lui la 3.000 pe lună, nici nu s-a plecat de jos să ia, nu? Da, mai era unul pe la Cluj care spunea că pentru... Nu știu câte zeci de mii de euro nu se dă jos din pat. Fost nu pe la Craiova, și a făcut 10 ani. Un domn de la USR astăzi. Nu, fost primarul Clujului, domnul Apostol, că și domnul Apostol. A explicat un domn de la USR astăzi, mi-a explicat că, într-adevăr, poate e o problemă aici, că doamna Clotil s-a numit manager de proiect, dar era pe o chestie anticorupție. Și useriștii, pentru că până acum nu au avut probleme penale, au legitimitatea morală să facă astfel de... Adică ei pot fi corupți. Adică legitimitatea morală să facă. Dramatic e că sunt oameni care cred. Da, cred, exact. Aici e că noi râdem, glumim, ne enervăm, dar vorba e, suntem în bula noastră. Da, în bula lor e perfect adevărat. Da, dar nu știți, în bula lor PSD-iștii și peneliștii care au capturat și instituția la bază bună anii, da. I-au înscenat, doamne Iarman, și cred că... Eu n-am înțeles din toată conferința de presă dacă ea s-a numit manager de proiect da. Sau nu. Da, a recunoscut lucrul ăsta? Da. Da, că a zis că vrea să elimine. Deci mai spus unul de la doi, că s-a numit și el manager de proiect. Dacă încheie un acord cu procurorii, scapă. Nu, ăla de la doi a zis că are spor de 25%. Au încercat să deturneze discuția. A încercat să facă bagabonțeala, să zică, da, toți suntem la fel. Știți care e marea batjocură? Aș fi vrut să mă exprim metaforic, dar mai dur. Scuipat în obraz. Dom'le, femeia a fost prinsă furând voturi. Deci femeia... Dar de ce să nu ne luăm? Deci e vorba asta, de un parcurs infracțional și de o... cum să spun? De o rezistență la... tot ce înseamnă aplicarea legii în ceea ce îi privește vreau faptele ei. Și sfidarea. A apăsat o frână. Păi, a apăsat rău. Păi, să-și apsuia. Vreau să vă avertizez, domnul Soiu, că sunteți necuvincios la adresa actului de justiție, pentru că în urma cercetărilor aprofundate care s-au făcut în dosarul, i-am spus noi, fraudării alegerilor de la sectorul 1, sigur, oameni trimiși în judecată au fost ciutat și cu gâdea că l-au ponegrit pe șeful biroului electoral de la sectorul 1. Și s-ar putea ca și domnul Orea și domnul Portocală să te... Victore, foarte bine. Nu înțelegeți că nu s-a furat nimic? Domnule, da, imaginile vorbesc de la sine. Nu vorbesc. Nu. Imaginile tale. Auziți, pentru popor, pentru cei care văd. Spun, domnul Dobrițoiu, la 2 ani jumate sau cât au trecut de la alegeri, ei n-au reușit să renumere vot. Deci, așa că lăsați-mă cu marele stat român. Avem o justiție beton. Într-o țară occidentală, SUA, Franța, ce vrei, așa. De unde vine această doamnă care zice că a deșins aici, un astfel de act să lăsa a doua zi cu demisia. Ceea ce ne arată că acest partid USR este mult mai corupt ca partid, pentru că el e făcut din corupție. E format. Cea mai tare corupție este furtul de vot. E corupția la voturi. Nu există act de corupție mai mare decât furtul de voturi. Ei, în momentul în care se apără și fac așa ceva, iar cu mula aia e cu secuși. Care a enunțat un principiu foarte corect, politic transformat și în lege, fără penale în funcție de publici. Domnul Oprea, dar aveți o problemă? Că prefectul capitalei pus de partidul dumneavoastră, domnul Toni Greblă, a spus că primează prezumția de nevinovăție, deci domnul Arman să-și vadă de treabă.
Păi pe lege o mare dreptate. N-are text de lege. Acum, sigur. Păi partidul domnului Oprea zice să plece o franțuzaică urgent. Prefectul zice că e pe bază de presumție. Domnul prefect, care are în responsabilitate chestiunea legată de legalitate, trebuie să respecte legea, care are în principiu că până este cineva declarat vinovat, există această prezumție. Dar aici intervine ce spunea mai devreme domnul Vișan. Intervine acel cod moral al USR-ului, care spune foarte clar că pentru ei, pentru useriști, cu ce a făptuit doamna Clotilde Arsuma, este coruptă. Penală. Da, e penală, voață și coruptă. Este penală. Iar ei apără în momentul ăsta o voață și coruptă. Fără penal în funcții publice. Exact. Dacă useriștii nu sunt așa cum ne-au obișnuit în lei, dacă în mai luați în vreme, calcul ipocriți. Și inflația nu mai rămâne bun. Corect, v-ați văzut și domnul Drulă de la Obraz. Domnule, un om care i-au crescut câteva milioane în timpul unui an de mandat de ministru, 9 luni de mandat de ministru de bugetar, pentru că i-au explodat la valoare niște acțiuni, are toată legitimitatea să spună că 3.000 de lei sunt o mizerie. Au fost dați afară pentru că erau un consilier de inițiații în școli. Dumnezeu, neplătiți. Eu mi-am dați afară ca incompatibil. Spre deosebire. Nu erau plătiți, ceea ce... Da, nu erau plătiți. Deci trebuia dați afară. Eu mi-am amintesc vremurile glorioase și victorioase ale lui Horia Georgescu, înainte să se susțească statul de drept împotriva lui, când venea pe mail câte o listă de 10 parlamentari, 24 de primari și 324 de consilieri locali. Odată așa veneau. Stup. Și toți incompatibili. Sigur, dintre ei numai Iohannis a câștigat procesul în instanță, ceea ce spune foarte multe despre ceea ce trăim în zilele noastre. Acolo a fost doamna Livia Stanciu. Livia, nu mai știu. Păi nu, dar stați un pic, colegii de... Hai să zic, de leata ai domnului Iohannis, care au fost pe aceeași listă de primari incompatibili, toți au pierdut procesele în afară de E foarte posibil ca să vedem această nesimțire a USR-ului, nu a unui la USR, că nu trebuie să dovedesc, a unui partid întreg care este nesimțit în acest moment. Păi președintele și purtătorul de cuvânt. Partidul, ca atare, tot partidul este nesimțit, apărând o coruptă. Pentru că înseamnă că tot partidul este corupt. Adică totul a fost o vrăjeală, Victor, până la urmă. Păi bine, și noi știm că aici cetățenii din București care au votat-o, încă nu s-au prins. Nu, dar sunt mare majoritate disperați că opresc să facă reformă. Și curățenie în primăria sectorului 1. Luăm o extrem de scurtă pauză, domnilor și domnilor, după care continuăm ediția explozivă a punctului culminant. Voi fi față în față cu George Simion, președinte AUR, vine în studio după scandalul monstru din Parlament pe care l-a provocat, turbat de nervi. Simion reproșează lucruri pe care le-ar fi făcut guvernul. Liderul AUR spune tot în această seară și explică cum a fost adus în pragul disperării. Vezi, da, și decizia lui Marcel Ciolacu ce face cu facturile românilor și ceartă între miniștrii din cauza pensiilor. Budăi a ajuns să fie mustrat public și făcut obraznic în direct la România TV. Ajungem și la un lucru cu adevărat grav, domnilor și domnilor. Fermierii se revoltă și au toate motivele. Li se omoară porcii fix înainte de Crăciun. De ce și pentru ce? Veți afla imediat. Rămâneți mei.